De la 1 ianuarie anul acesta a intrat în vigoare în România legea privind Planul Național pentru Combaterea Cancerului. Ministerul Sănătății trebuie să elaboreze normele de aplicare a acestei legi, apoi intrăm în linie dreaptă. Practic, pacienții din România cu toate tipurile de cancer ar trebui să aibă un traseu mai lin și mai scurt potrivit acestui plan. Senatorul Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat și supraviețuitoare de cancer, s-a implicat extrem de mult în transpunerea în lege a acestui plan anticancer, motiv pentru care am invitat-o în studioul 360medical.ro să discutăm despre pașii următori privind această lege, dar și despre celelalte legi în care s-a implicat doamna senator, care are o experiență extraordinară de viață și empatizează foarte mult cu pacienții care suferă de cancer. Bună ziua și bine ați venit la noi! Aș vrea să vă întreb, pentru că este o victorie acest Plan Național de Combatere a Cancerului, în ce măsură veți fi cu ochii pe el, având în vedere că urmează normele de aplicare și știm că sunt multe legi în momentul de față care așteaptă mult și bine până să aibă normele de aplicare. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă spun și eu bună ziua. Și în același timp, dați-mi voie să vă spun dumneavoastră, celor care vor urmări acest material, un an bun, la mulți ani, speranță, iată că vine speranța cu o veste bună, cum ați spus și dumneavoastră, și așa cum îmi place mie să spun, să ne dea Dumnezeu tot ceea ce crede El că ne trebuie în cursul acestui an. Și nu ceea ce ne dorim noi de multe ori, poate că sunt lucruri care nu sunt pe un drum firesc. Așa cum ați spus, anul trecut, aș spune eu, e pentru prima dată în ultimii 30 de ani când putem spune și noi că cei care astăzi au primit diagnosticul de cancer văd o luminiță la capătul tunelului, văd speranța. Prin adoptarea pentru prima dată în România unui plan național de luptă împotriva cancerului, putem spune că în centrul Sistemului Național de Sănătate, astăzi este pacientul. Pentru că pentru noi, fiecare român, fiecare pacient contează și suntem chemați toți. Fie că vorbim de dumneavoastră presă, fie că vorbim de noi parlamentari, fie că vorbim de medici, de, aș spune eu, comunitate, familie, biserică, toți suntem chemați să ne așezăm și să găsim cele mai bune soluții pentru ca oamenii să nu mai fie simple statistici și să urce în trenul supraviețuitorilor de cancer. Planul Național de Luptă împotriva Cancerului vine cu o schimbare de paradigmă. Nu este numai planul speranței, este un plan care vine cu, aș spune eu, cu puncte, cu idei, cu motive sau cu texte aproape chirurgical în anumite zone. Vorbim de tumor bordurile, care vor așeza la aceeași masă chirurgul, împreună cu specialistul, împreună cu psihologul, împreună cu radioanestezistul, împreună cu toți cei care pot aduce un plus în găsirea tratamentului specializat pentru fiecare pacient. Vorbim de Registrul Național al Pacienților Oncologici, dar sunt sigură că mă veți întreba mai multe despre acest lucru. Deci, noi, Parlamentul, am făcut ceea ce trebuie și ceea ce scrie în Constituție. În interacțiunea pe care o avem cu cetățenii, preluăm problemele, vedem exact care sunt semnalele de alarmă ale cetățenilor noștri, le transpunem în legi. Noi, Parlamentul, am terminat. Am făcut, poate, ceea ce este o viziune asupra, o radiografie, aș spune eu, a situației medicale existente în România astăzi. Atunci când ne referim la cancer. Să știți că România este a doua țară din Uniunea Europeană care a transpus Planul European de Luptă împotriva Cancerului în plan național în lege. Pentru că am considerat că legea are un efect mult mai puternic
te obligă pe tine, funcționar în cadrul Ministerului Sănătății, să nu lași ca acest proiect să fie o simplă hârtie într-un sertar. Și vă spun sincer că nici eu nu voi sta și voi lăsa ca acest lucru să se întâmple, pentru că am promis că vom face o monitorizare permanentă de la nivelul Parlamentului asupra implementării acestui plan. Tocmai de aceea v-am întrebat de normele de aplicare, pentru că munca cea mai grea a fost făcută, planul a fost făcut, legea e făcută, dar nu vrem să riscăm ca legea să rămână undeva neaplicabilă din cauza normelor. Nu, vedeți, în momentul în care am avut discuțiile în Parlament, Ministerul Sănătății vroia ca acest text, această lege să înceapă să fie pusă în practică în 2024. Este inadmisibil și atunci am luptat foarte mult pentru ca acest lucru să nu se întâmple și începe să fie pus în practică din 2023, mai precis din luna iunie. De ce? Pentru că punem într-un fel presiune pe funcționarii din minister să stea, să elaboreze normele de aplicare. E un proces greoi, într-adevăr, pentru că, așa cum am spus, venim cu foarte multe concepte, o privire de ansamblu, o strategie de ansamblu, pentru că România nu trebuie să descopere acum apa caldă, ci trebuie să ia ceea ce funcționează la nivel european, ceea ce a funcționat poate în state care astăzi problema cancerului nu mai e o problemă atât de gravă, pentru că știm, România este pe primul loc la mortalitate atunci când vorbim despre cancer. Sunt unul din doi români, viața lui putea fi salvată dacă noi aveam programe de prevenție, dacă el mergea la doctor atunci când trebuia să meargă la doctor. Și atunci, cred eu că acest semnal de alarmă al pacienților oncologici, ceea ce s-a întâmplat în Parlament, când toate forțele politice s-au aliniat și au spus da, România are nevoie de acest plan de luptă împotriva cancerului, când această problemă, această viziune la nivel european a fost luată și implementată în legislația românească, pentru că știți, la nivelul Uniunii Europene sunt aproape 4 miliarde de euro. România nu trebuie să facă nimic altceva decât să-și facă, să înființeze acele instituții care să-i permită să accedă fonduri europene. Deci, eu cred că împreună, dacă Ministerul Sănătății are nevoie de sprijinul Parlamentului, suntem aici și am spus că există o disponibilitate la nivelul Parlamentului de a ne întâlni în continuare, să facem acele grupuri de lucruri de sprijin, aș spune eu, al Ministerului Sănătății, ca obiectivul nostru al tuturor este să creăm, să ridicăm, aș spune eu, o calitate sporită a cetățenilor, pentru că asta vrem. Cei care sunt diagnosticați cu cancer să nu fie, așa cum am spus, o simplă statistică. Pe de altă parte, un alt ingredient ca planul să funcționeze, primul să spunem că ar fi normele de aplicare, un altul ar fi bugetul, banii. E nevoie de bani pentru a susține și a face toate activitățile care sunt trecute în plan. Și am văzut că se vorbește de un fond de inovare. Cum vedeți acest fond și de unde vedeți sursele de bani? Deja ați menționat o parte. Da, în cadrul Planului Național de Luptă împotriva cancerului am vorbit de fondul de inovare și vă spuneam și înainte de a intra în emisiune că în calitate de președinte al Comisiei de Apărare, pentru că tema sănătății este o problemă de securitate națională, pentru că nu poți să guvernezi, nu poți să vorbești despre apărarea teritoriului atât timp cât tu nu ai o populație sănătoasă. Și mai spuneam și spun eu că securitatea generează prosperitate. Deci iată, securitate legată de o populație sănătoasă. În cadrul planului, așa cum am zis, există obligativitatea înființării unui fond de inovare. Am făcut un parteneriat cu cei de la Universitatea de Politehnică a București, unde vorbim despre sprijinul pe care îl dăm tinerilor noștri cercetători să conceapă, să vină în sprijinul sistemului medical românesc. Și sunt la nivelul Uniunii Europene și chiar și posibilitatea ca Ministerul Sănătății să acceadă aceste fonduri, aproape 100 de milioane de euro, pe care îi pot lua și sprijini
tinerii cercetători, cercetarea românească în domeniul sănătății, lucru care nu poate fi decât benefic pentru sistemul național. Am aprobat de curând bugetul. Dacă vom reuși și vom implementa Planul Național de Luptă împotriva cancerului. Studii la nivel european arată foarte clar că un management bun al banilor, prin programe, prin prevenție, duce la o scădere a cheltuielilor pentru tratament aproape 30-40%. Deci, Planul Național de Luptă împotriva cancerului vorbește de prevenție. Este structurat pe 5 piloni, vorbim de prevenție, care este extraordinar de importantă, este esențial, aș spune eu, dacă îți dorești o populație sănătoasă. Vorbește de diagnostic, vorbește de tratamente inovative, iată, fondul de inovare. Vedeți, ne dă și nouă posibilitatea ca popor să nu mai așteptăm după ce 10-15 state din Uniunea Europeană folosesc un tratament inovativ. Le transmitem semnalul românilor că ei contează, așa cum am spus, și că tratamentele inovative își vor găsi drum și în medicina românească, în sistemul nostru național de sănătate.